Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi m-am să fiu și eu așa un mic hater pentru societate, să-mi spun frustrările, așa că hai să încerc să nu vorbesc prea mult, că și așa, așa nu cred că termin de spus tot ce am ce și mai trebuie să fac un episod. Hai să vă spun ce urăsc eu, ce nu-mi place, disprețuiesc, mă scârbește, înțelgeți voi. Prima chestie ce urăsc. O și cu iPhone. Acum să nu vă gândiți că orice om care are iPhone pentru mine este un fițos și lures. Nu, am un coleg de clasă care stea gen în spatele meu, cum era rândul de bănci, care a avut iPhone 5. Bă, era super treabă băiatul ăla. Sunt youtuber la care mă uit și ei au iPhone. N-am nimic cu ei. Eu mă refer genul ăla de oameni cu nasul pe sus că am iPhone, eu nu cumpăr Huawei sau Samsung, eu numai iPhone. Genul ăla mă refer. Și ca să vă dau un exemplu ce m-a surprins așa, adică nu văd rostul la ce căcat au făcut. E, mai multe fete de la mai multe clase, acum când eram a 12 s-au strâns toate la mine în clasă, că n-au putut să la altă clasă, fix la mine au venit și toate așa și-au umpl umplut, catedra și-au făcut toate așa în ordine, de la iPhone 7, 7 Plus S, cum vine alea până la 8 și una era plină de nervi că făcea, leu, n-a vrut ăla cu iPhone X să vină ca să facem toată ordinea. Dar era așa nervoasă că nu le a și lor să facă un seria acolo de telefoane. <gângă> un coleg era mișto, a venit și le-a închis gura. A, da, i-a luat de aici și l-a aruncat așa permisul de conducere. Le-a închis gura. Trebuia să și veni și eu cu unitatea să le arunc pe catedra acolo să le zic. Na, mă, fac telefoanele voastre ce face calculator calculatorul meu. Merge ce se gopele, a, merge ce se go. Următoarea chestie care sună un pic am ciudat sunt reclamele de pe Instagram. La ce reclame mă refer eu? Atunci când dau și eu frumos așa moi la story -o și mi-apare după aia nu știu ce babă care pune o poză cu copilul ei la mare și eu până la urmă într-o zi am avut atâția dragi că orice făceam, mă uitam un pic pe Insta, pac, reclamă, reclamă, sponsorizat, sponsorizat toate cele și am zis, Ia când bat picioare, dacă îi blochez pe ăștia nu mai mai apar și dădeam eu și blocam pe fiecare care mi-a mie când derulam să mă uitam la story -uri. și mă uit toată la descrierea uneia. Era o babă cu vreo 100 de followeri care punea poză cu fisul și cică influencer obsedații de Facebook. Uh, acum în ziua de azi nu prea mai folosește lumea așa de mult Facebook, poate mai mult pentru mesaje. Dar era la un moment dat o perioadă pe Facebook, mă, ăștia mai mici ca mine de vârstă chiar, bine, în general fete mai mult, da și băieți, sunt ăștia care pun poze pe Facebook efectiv cu tot ce fac. Te duci la magazin, poză pe Facebook, te duci la WC în fundul curții, poză pe Facebook, uh, te-ai dus uh, la bunica ta să strângi ouăle de la găini, Poză pe Facebook și toate cu câte un citat de n-avea nicio legătură cu poza respectivă. A și mai sunt tot la categoria asta cu cei obsedați de Facebook, aia care mai fac live-uri din mașini. Mă, tu pe lângă faptul că poți să mor ca prost, tu mai mor și pe unul nevinovat.